Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Mă tot întreb, ce trebuie să mai facă acest Liviu Pop ca să fie demis? Adică în ce fel trebuie să-și mai demonstreze incompetența, astfel încât alți incompetenți să spună, frate, gata, ajunge. Pop ăsta ne face de râs mai mult decât ne putem permite, să-l dăm afară. Doamne ferește, nu zic să o aduceți pe Cati Andronescu. Puteți să lăsați postul liber. Jucați în 10 oameni cum ar veni, dar pe bune. Ce trebuie să facă un ministru ca să fie demis? Haos? Ho-ho! Haos este al doilea prenume al lui Popică, da. Așa-l cheamă în buletin. Liviu Haos Pop. Decizia ministrului a fost trimisă după terminarea programului în inspectorate prin fax, așa că unii dintre inspectorii de miși au aflat despre decizie de pe Facebook. Au crezut că e o glumă și au mers la birou să verifice. Ce, vă mirați că încă se lucrează cu faxul? Noi ne-am întors la un manual pentru toate materiile în clasa a 5-a, deci despre ce vorbim? Ce altceva să mai facă Pop ca să fie demis? Să-și bată joc de copii? A bifat și asta cu vârf și îndesat. Așa a prezentat ministrul educației în premieră cartea care va fi pe băncile tuturor elevilor de clasa a 5-a în locul noilor manuale blocate în același sistem de licitații și contestații ca în fiecare an. Dar școli, poate omul a făcut școli, poate e mai bun pe construcții, ca să zic așa. Desigur, nu. Domnul Pop e varză și la acest capitol. Peste 600 de școli nu au autorizație de la ISU doar în București, iar în țară sunt mii care au nevoie de autorizații sanitare și de renovare. Mm-hmm. Deci nu doar că nu se fac școli noi, dar și cele care există nu sunt refăcute. La orice alt minister, Pop s-ar fi potrivit de minune. Mergea la armata acum, știți cum, mamă, uns mergea. Și îl lăsau ăștia pe FIFOR la economie, unde se pricepe el ca absolvent de filozofie, logic, nu? Pop are ceva din anvergura intelectuală a Mariei Grapini. Îi simți în glas acel tremur pe care l-avea numai Vanghelie când era pus să conjuge un verb. Eu? Nu. Sunt. Mai departe. Tu? Ești, noi suntem. Mai sunt. Distractiv, nu? Deloc, dragii mei, pentru că Pop e tot pe acolo. Măcar Vanghelie n-a ajuns ministru al educației. Mă rog, el a fost mai sus chiar, da, Marean a garantat-o pe Cati Andronescu, dacă vă amintiți. Dacă ar fi doar un agramat în drum, Pop n-ar supăra pe nimeni. Vorba aia, peste jumătate dintre elevii români sunt analfabeți funcțional. Dar Pop este un agramat în fruntea Ministerului Educației. Despre ce să mai discuți când ministrul educației din țara ta este la acest nivel? Și al treilea aici. În ce sens? Ce este? Din punct de vedere gramatical. Alo? Uite, zic și eu, poate copiii de gimnaziu nu, că-s prea mici. Dar ăștia din clasele a 11-a și a 12-a și studenții ar trebui să nu mai intre la cursuri până când în fruntea ministerului nu e pus cineva care să știe să vorbească românește corect. Cerem prea mult. Domnul ăsta e ministrul învățământului. Pare că a avut cineva pică pe el și a vrut să-l facă de râs. La educație pe cine punem, domnule Dragnea? Era un băiat pe aici de care vreau să râd. Cum îi zici? Pop! Căutați-l și puneți-l pe el. Am spus eu de la început că e plin de talent. Nimic, dar nimic nu-l recomandă pe individ pentru ministerul ăsta. Putea să fie la oricare alt minister, la justiție, la finanțe, ar fi avut aceleași rezultate. Nimic. Sau l-o fi pus Dragnea așa: ia uite, te cheamă tot Liviu ca pe mine. Poate suntem rude, dar nu mai aduc eu aminte. Hai, te pun ministru. Unde? Păi undeva unde chiar nu ne interesează. La educație. Domnule Pop, cu tot respectul pe care îl pot avea pentru un tip atât de slab ajuns ministru la educație, cereți-vă afară. Nu știu, simulați o întindere, ceva, și cereți schimbare. Știu, n-o s-o faceți, pentru că asta ar însemna să aveți simțul ridicolului. Ceea ce am văzut de atâtea ori nu e cazul. Bine ați venit la Starea Nației!